sali, tot pământul a ieșit destinele lor și la margine lumii cuvintele lor. Sau cântările lui Moisil, suita caietul mare și-a intundurat ape multe. Deci când vorbim de apostolie, vorbim de însuși temelia bisericii. Și ca să nu vă plictisesc să stați curăcați, că adunați cu frumos mai în față așa că nu ca și șezătoare în spate. Așa. Prima dată când ascultați simbolul credinței sau crezul, cum se spune în termen popular, auziți și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Deci, iată, temelia de bază a învățăturii creștine este sobornicitatea și apostolicitatea bisericii. De ce vă amintesc un proces, nu putem să vorbim despre apostolul Andrei, cel întâi chemat, a cărui sărbătoare astăzi este, sau pomenire a acestui mare apostol al neamului nostru sau apostolul românilor, cum mi se mai spune, până nu știm ce înseamnă apostol. Știți prea bine care ați umblat mai des la biserică, știți prea bine care sunteți creștini, apostolii au fost ucenicii Mântuitorului Hristos și l-au ajutat timp de 3 ani și jumătate, deci l-au ajutat timp de 3 ani și jumătate și în același timp s-au perfecționat și au făcut, cum se spune, studiile împrejurul Mântuitorului concret, direct prin fapte, deci fără a mai învăța din alte scrieri care pe atunci nu existau, fiindcă izvorul vieții și lumina în care se vedea lumina era Hristos. Deci nu mai era alt izvor de învățătură. Scriptura atunci se scria în momentul când trăiau apostolii alături de Mântuitorul Hristos. Și această învățătură pe care au preluat-o apostolii, cum spunea un mare învățat scripturar, mitropolitul Ardealului, deci apostolii în fiecare zi își învățau câte un curs de teologie și de mistică. Deci în fiecare zi ei observau cum Mântuitorul săvârșește o minune. În fiecare zi observau cum Mântuitorul împlinește ceea ce își vorbește. Deci nu era o discrepanță, adică o disensiune în ceea ce învăța și ceea ce făcea. Ceea ce spunea adineaori părintele, că să nu-l judecați pe duhovnic. Dacă vreți să-l judecați, cu atât mai bine și dacă vreți să nu-l judecați, e și mai bine. Adică, indiferent de judecata oamenilor, Dumnezeu are judecățile Lui. Și nu știu dacă va ține El cont de vorbele sau de pierderea timpului nostru în deșert, ci mai degrabă vom da răspuns pentru tot cuvântul aruncat în deșert. Deci și faptul că se vorbește în biserică cuvântul lui Dumnezeu și El nu prinde la orice fel de om, duhovnicul dă seamă în ziua judecății de cuvintele aruncate prea tari celor ce trebuie să mestece încă lapte și nuase. Deci acești apostoli au stat lângă Mântuitorul și au învățat să treacă de la laptele Scripturii la carnea Scripturii. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deci mezul esenței creștine. Sau spune Mântuitorul, luați, mâncați, acesta este trupul meu și sângele meu și veți mai mânca și veți mai bea cu mine la masă într-o împărăție a Tatălui meu. Deci iată sfârșitul apostolilor sau moartea prin ucenicie și acum să trecem de fapt la apostolul și la sărbătoarea zilei. Andrei, acest apostol întâi chemat și de ce îi spune întâi chemat, o să vedeți și lucrul acesta, din 2 motive. Întâi, când Ioan Botezătorul a apărut în pustie, Andrei din Betsaida Galilei, fiul lui Iona Pescaru, om sărac, care nu-și permitea să stea în palate sau să stea în pluș, ci trăia din ceea ce prindea cu corăbioara pe ghiolul de Genizaretului. Deci orice mare are mici golfulețe, unde stau peștișori. Și el prindea pește cu mreaja și îl vindea. Cum se vinde astăzi, scrumbie sărată, pește marinat și așa mai departe, ca să aibă din ce trăi. Acest Andrei n-a vrut să se căsătorească precum fratele lui Petru, deci Simon Petru sau apostolul Verhovnicu, cel mai vechi dintre apostoli, ci a urmat lui Ioan Botezătorul care propovăduia în ținutul Iordanului. Urmat și însoțit de un alt prieten bun al său, Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul sau Ioan Teologul sau Ioan Evanghelistul sau Ioan Bogoslovul, ca să înțelegeți acele multe numiri pe care le are. Ce rămâne însă de... ce trebuie să vă rămână în minte este întâiul chemat din care motiv? În momentul când Ioan vrea să-și lumineze ucenicii și să-i pună pe o treaptă superioară, el în momentul respectiv îi ia pe cei 2 ucenici și merge unde este Hristos. Hristos unde era? Era în ținutul Nazaretului, deci în casa lui Iosif și a Mariei, teslarul din Nazaret. Și le spune, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și din acel moment,
Andrei este primul care rostește cuvântul minunat. Rabi, învățătorule, unde ți este locuința? Și merg și petrec ziua aceea cu Mântuitorul Hristos, cum ați auzit și în Evanghelie. Dar nu rămâne egoist în sine, ci cheamă automat și pe Petru, fratele său, și când vorbesc de Petru, fratele său, fac comentarii la acea enciclică papală în care spune că Petru a avut o harismă specială. N-a avut nicio harismă. Andrei a avut harisma cea din tâi, fiindcă Andrei l-a chemat pe Petru și i-a spus: frate, am descoperit pe Mesia. Deci nu un Mesia, pe Mesia l-am descoperit. Și în acel moment Petru îl urmează la Hristos și Hristos îi spune: Simone, fiul lui Iona, ți se va spune Chifa sau piatră sau Petru te vei chema, și în altă parte, cum spune Evanghelia, pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadului nu vor birui în veacul veacului. Deci pe piatra apostoliei. Și de ce l-a ales? Deci de ce vine Ioan și Andrei și îl alege pe Petru a fi ca un, să spunem, ca un testament, ca un fundament al bisericii? Pentru că Petru era însurat, iar după Sfântul Maxim Mărturisitor, un răspunsuri ambigue în cartea Ambigua și în Filocalia 2 și 3, veți găsi tâlcuiri ale cuvintelor gnostice sau grele din Sfânta Scriptură, în care se arată că Petru reprezintă făptuirea morală, adică Mântuitorul vine să mântuiască și căsătoria, și călugăria sau fecioria, cum vreți, ca să înțelegeți mai ușor. Deci Petru reprezintă masa integrală de oameni din societate, adică marea vieții. Deci tot ce mișcă pe pământ, țaina despre care se spune Mântuitorul că vine să arunce semințele. Mergem mai departe. Ioan este prins în temniță de Irod, după cum bine știți, iar Andrei se îndreaptă spre Mântuitorul Hristos și îl urmează în toate și îi devine ucenic, iar timp de 3 ani și jumătate în mesianitatea publică, cei 12 ucenici învață toate lucrurile bune de la Mântuitorul și învață pregătirea pentru încreștinarea lumii. Alături de Andrei, deci v-am spus, mai vine și Filip din Betsaida Galilei și știți Evanghelia din Duminica Ortodoxiei, când Filip nu este nici el egoist, cheamă și pe Natanael și apoi vine Luca, Matei, Vamișul, Zaheu și așa mai departe. Mergem mai departe și trecem peste toate aceste lucruri ale Sfintei Scripturi pe care le găsiți în Noul Testament și ne oprim integral la viața lui Andrei. Acest apostol Andrei, imediat după învierea Mântuitorului Hristos și după propovăduirea de la Ierusalim, când se trag sorții pentru împărțirea ținuturilor care trebuie încreștinate după ce s-au umplut cu puterea de sus, și aici vă fac din nou un comentariu, deci vă fac din nou un comentariu și vă aduc aminte. Ierusalimul este mama bisericii. Și mâine comentăm partea a doua cu orbul din Ierihon, nu astăzi. Deci, Ierusalimul este mama bisericii. Un om coborând din Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari. Deci, Andrei pleacă din Ierusalim încărcat cu puterea de sus. Vine Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, îi încarcă cu acea putere dumnezeiască, se desăvârșește biserica, deci se desăvârșește biserica prin unitatea în Duh, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și începe încreștinarea lumii. Deci în tot pământul a ieșit vestirea lor, cum spune și sorții de împărțire. Și lui îi cade, pentru că eu nu țin minte, e cam greu de cap, Bitinia, Nicomidia, Niceea, Calcedonul, Bizanțul, Elada, Tesalia, Ahaia și în sfârșit Patra, care pe atunci se chema cetatea Paleopatra. Deci Patra de astăzi, unde este și biserica, unde se află moaștele Sfântului Andrei, ca acel cap al Sfântului Andrei, exact, deci existent și păstrat, deci nu integral din cauza unor întâmplări politice, deci în momentul când Constantin cel Mare vine la tron și urmează cedarea tronului prin moarte celor 3 fii, aceștia la rândul lor împart moaștele acestui Sfânt Andrei, deci a apostolului românilor, și unul ia partea cu picioarele, unul ia partea cu trupul, unul ia partea cu capul și mâinile, și în momentul respectiv se împarte. Deci se împarte trupul Sfântului Andrei și mai târziu, deci este readus o parte din moaște în Constantinopol. Dar la 1453, cum știți bine, la 13 noiembrie, deci în momentul asedierii Constantinopolului de Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanțului, moaștele sunt împărțite de creștini și ajung în nenumărate locuri ale țării. Deci ale țării, ale lumii, ca să spunem. Ajunge o parte din capul Sfântului Andrei, se află astăzi și în mănăstirea Sfântul Andrei din Sfântul Munte, Schitul Rușilor sau la Sarai.
capul Sfântului Andrei integral, partea cea mai mare care a fost adusă la noi în țară sub cheltuiala Mitropoliei Moldovei și s-a închinat tot poporul românesc din partea Moldovei, deci 1 milion. S-a constatat aproape și jumătate de creștini care au sărutat capul acestui apostol, deci la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, deci care a fost adusă în perioada hramului Cuvioasei Parascheva sau sărbătorii Iașilor. Și apoi în toată lumea, în mănăstiri și în toate domeniile, să spunem, a țărilor creștine, se află frânturi și bucăți din oasele acestui apostol Andrei. Eu am ales pentru astăzi, ca să nu vorbesc prea mult și de pomană, deci am ales pentru astăzi să vă explic doar partea de ansamblu sau partea de final. Ajungând în Paleopatra, undeva lângă Roma, apostolul Andrei se întâlnește cu Eghimonul Egiat, așa îl chema pe acel antipat de atunci, cum ar fi prefectul Iașului. Și aflând că acesta convertește lumea la creștinism, deci îl închide în temniță și se răzvrătește. Ce învii tu cu vrăjitorii și poveștile tale băbești? Și zice, sucești mintea iudeilor și a romanilor și a oamenilor din acest ținut. Și el spune, dacă vrei să vezi că nu sunt vrăjitorii și minciuni, vino și te fă și tu ucenic al Hristosului meu și te vei convinge că nu este o minciună. Și atunci începe martirajul acestui sfânt. Este băgat în temniță, este închis, dar cu toate că este închis, el spune ca și Apostolul Pavel, mie nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului sau în semnul crucii lui Hristos, care este izvorul de viață dătător. Și se spune că în final, deci este legat pe cruce și nu răstihnit cu cuie, este legat pe cruce cu sfoară și spânzurat pe cruce în formă de X, a preferat să fie spânzurat cu capul în jos și să nu fie răstihnit ca Hristos, spunând nu sunt vrednic de patimile Domnului, iar în momentul când poporul s-a răzvrătit asupra Eghimonului Egiat, el a vrut să-i dea drumul, dar apostolul Andrei atunci a căzut în rugăciune la Dumnezeu acolo, spânzurat pe cruce și a spus, Doamne, să nu faci mie una ca aceasta și să mă desparți de dragostea ta și să mă dezlipești de crucea ta pe care o doresc. Și s-a coborât o lumină puternică din cer, a învăluit trupul Sfântului Andrei, care pe atunci era bătrân, avea ca la 80 de ani, și în acel moment și-a dat Duhul în mâinile lui Hristos, iar acel Eghimon care l-a chinuit, suindu-se pe un deal înalt, a nebunit și s-a sfărâmat într-o prăpastie. Deci s-a dus într-o prăpastie. Iar moaștele Sfântului au fost luate imediat de fratele acestui Eghimon, care i-a vândut toată averea și a făcut o episcopie în Paleopatra, a făcut Biserica Patrelor, nu știu dacă este originală cea de astăzi, fiindcă au trecut războaie și vremuri de atunci și multe biserici și mănăstiri din acele vechim de timp, deci de 2000 de ani de la venirea Mântuitorului, au fost refăcute, au fost reconstituite. Este vorba de arheologie istorică și de cronologie, ceea ce nu putem face într-o predică, să dăm exact date și acte și exact diferite lucruri de amănunt. În momentul când Maximila, sora acestui Eghimon, și ea întemeiază pe cheltuiala și pe averea acestui Eghimon, vânzând și ce mai avea ea, o mănăstire de călugări și una de călugărițe, în preajma unde se afla și moaștele Sfântului, care făceau minuni. Și v-am spus mai târziu, au fost aduse în Constantinopol, în Biserica Sfinților Apostoli, de Artemie, Sfântul Artemie, pe care îl găsim tot în calendarul creștin. El pe atunci era ca un fel de guvernator, avea foarte multă înțelepciune. V-am spus, din Constantinopol au fost împânziți apoi de cei trei fii a împăratului Constantin și apoi prin căderea Constantinopolului, deci au fost fărâmițate în toată lumea. Un alt lucru care trebuie să-l știți despre Apostolul Andrei, trebuie să știți, și ne întoarcem de acum la oile noastre, cum se spune, și tragem pe turta noastră învățătura, deci el a ajuns și în sudul Dunării, în Tracia, în Dobrogea de astăzi, unde este și o peșteră unde se crede și din tradiție se știe că a stat Sfântul Andrei un timp, când a încreștinat partea de sud a Dunării sau Tracia de astăzi, unde a găsit oameni sălbatici și oameni cu învățătură destul de diferită. Unii iudaici, alții cu învățătură păgână. El a fost cel care în Elada de astăzi a dărâmat capriște feiția Afrodita și Artemida, una a desfrânării și una a vânătorii. Deci se aducea jertfe de boi, de țap, de carne, de dobitoace, exact ca în Vechiul Testament, pe altare de piatră, ca să ai spor la vânătoare.
El a fost cel care a desființat aceste două capiște, acestor două zenițe. Mai departe, ce trebuie să știți, ne-a rămas în continuare învățătura Sfântului Apostol Andrei, nu singură, ci în momentul când au început războaiele getodacice, 101-106 cu Traian, și intrarea armatelor în sudul Dunării, până în munții Transilvaniei, deci la Tapea, acolo la Drobeta, Turnul Severin, în munții Banatului. Deci au intrat și alte surse de creștinism prin încreștinarea Apostolului Pavel. Deci Pavel, care era în vremea aceea și el neînfocat, propovăduitor, întors din iudaismul, dintr-un iudaism, să spunem, foarte feroce, dar sincer și curat, de aia și-a avut învăluirea din drumul Damascului. Deci în armata romană, în taină, erau creștini care odată cu intrarea armatelor romane în sudul țării, în Muntenia, deci s-a adus creștinismul și pe această variantă. O altă variantă de mai târziu, cum spune și istoria asta, istoria bisericească, cea mai bună carte a profesorului de la Sibiu, Mircea Păcuraru, nici nu este altă carte mai completă, arată că credința a intrat mai târziu și în munții Buzăului, a intrat și în Dobrogea și în Tomisul de astăzi, a intrat și în Muntenia, deci prin episcopii Teotim I și încă un episcop care mi-a scăpat, de Timotei, după aceea a intrat prin Ioan Casian, deci iarăși un român din Dobrogea, care are legătură tocmai din timpul lui Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, fiind, mi se pare, hirotonit, deci preot sau diacon chiar de Sfântul Ioan Gură de Aur, care asigura trecerea cu scrisori creștine dintr-un ținut în altul, din Bizanț, în țara noastră, deci în Dobrogea de astăzi, în sudul, în Muntenia de astăzi. Și apoi, mai târziu, deci, creștinismul s-a împânzit în toată lumea foarte ușor în țara noastră din două motive. Dacii erau nemuritori, deci credeau în nemurirea sufletului, iar un lucru minunat care ne rămâne în minte, este foarte important că dacii noștri credeau într-un singur zeu. Deci a fost foarte ușor, deci, pentru Apostolul Andrei și pentru alți începători ai încreștinării Traciei sau a Daciei noastre de astăzi, Spațiu Damiano Ponti, cum se spune, prin faptul că se credea într-un singur zeu, Zamosis, cel care stătea în munți undeva sus și atunci când era nevoie, deci fără a se aduce jertfe și carne, deci prin rugăciuni se câștigau războaiele și așa mai departe, știți din istorie, fără ca să vă mai spun eu. Deci imediat s-a trecut la trecerea în adevăratul Dumnezeu, fără a mai fi nevoie ca la Areopag în Atena să le spună Pavel, am venit să vă vorbesc despre Dumnezeu necunoscut, ceea ce era foarte greu la atâția Dumnezei cât avea Elada acolo în Areopag și toată Grecia de atunci, în Bizanțul de astăzi. Normal, Bizanțul propriu-zis este Constantinopolul, dar Grecia a preluat mesajul bizantin prin faptul că odată cu căderea Bizanțului, Elada a rămas păstrătoarea testamentară prin toate comorile pe care le are în bisericile grecești și apoi este în Tesalonic, biserica unde a vorbit Apostolul Pavel, epistola către tesaloniceni, apoi la Corint, apoi la Efeseni și așa mai departe, în Efes, după aceea Sfântul Munte, care este cel mai mare tezaur al Ortodoxiei, sau ca să spunem, izvorul nesecat de bizantinologie al creștinismului, acolo se află toată iconografia, să spunem așa, cred că a treia parte din toată patristica, și dacă vreți să spunem așa, jumătate din tezaurul Ortodoxiei Universale, prin faptul că numai în Sfântul Munte Athos se află moaște de la toți Sfinții pe care îi citim noi zilnic în calendar, începând de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Ne mai vorbim de celelalte lucruri minunate, păstrate încă din vechimea Mântuitorului, Brâul Maicii Domnului, apoi Piciorul Sfintei Ana și așa mai departe. N-are rost să deviem subiectul. Un alt lucru care trebuie să vă rămână este următorul lucru. Fiind popor creștin, trebuie să vă aduc aminte, și am să mă folosesc o mâine de subiectul ăsta, trebuie să le aducem aminte la tinerii noștri ortodoxi din România, că apostolii noștri n-au jucat nici rock, n-au jucat nici alte stiluri de dansuri din astea moderne, sataniste și metaliste, inventate acum după Revoluție, aduse de la gunoaiele Occidentului, de la așa zise americani, dar ei nu sunt americani, sunt mai proști ca barbarii. Deci,
apostolii nu s-au ocupat de yoga, nu s-au ocupat de zen, nu s-au ocupat de bioenergie, nu s-au ocupat de razestezie, nu s-au ocupat, să spunem, de practici orientale oculte, cum ar fi spiritism sau ocultism sau magie sau alte porcării. Deci apostolii vindecau prin însuși sfințenia lor. Spune că trecea Petru și numai de umbra lui să vindecau bolnavii. Venea și punea, să atingeau de apostoli și se vindecau, sau își puneau apostolii mâinile după pogorârea Duhului Sfânt și se săvârșea minunea. Înviau morții, vindecau bolnavii, pentru că cineva, acum într-o zi, spunea cu foarte mare tărie. Este aici undeva, în orașul dumneavoastră, o sclerozată oarbă care lucră cu un medic, foarte mare bioenergeticiană, și îți spune exact ce te doare, cum să te vindeci, ce plantă să iei, și îți spune, cum te mă contrazici când eu am fost și m-am făcut sănătos? Păi te-ai făcut sănătos să te mai aibă dracu în mână câțiva ani, dacă te-ai fi uns cu mirul bisericii, care-i lăsat prin taina mirungerii, cheamă preoții să-ți citească și să te spovedească, să te împărtășească, să te dea cu un de lemn sfințit, să te vindești, te-ai fi vindecat haric, adică în favoarea lui Dumnezeu. Dar așa ai vindecat trupul ăsta ticălos ca să mai poți face păcate cu el, tot prin lucrare drăcească, ca să te departi și de credință. Deci ai văzut cum lucrează bioenergia și razestezia? Deci nu au învățător. Andrei este primul apostol care îi spune lui Hristos, rabuni, învățătorule, Maria Magdalena, rabuni, învățătorule. Noi îi spunem comandor, noi îi spunem guru, noi îi spunem maestru, noi îi spunem fachir. De ce? Sună mai frumos oriental decât creștinește. De ce? Pentru că spoiala îmbracă ciocolata. Și chiar dacă e alterată, spoiala te face să o cumpere. Așa este și orientalismul. Deci nu păcatul în sine, ci spoiala și fantezia după care leargă prostia omenească, aia de fapt este minunea. Curge mir, prevede, spune viitorul, nu știu ce mai știe, nu știu ce-ți mai descoperă, nu știu ce mai minciună mai îți inventează, dracii pitonicești stau foarte frumos în ajutor și vin și întăresc prostia omenească, ce zice, omul slab în credință, dar Petru și Barnaba când treceau prin frige, ce au spus când trecea fica, deci fica cu duh pitonicești, spune, că iată slujitorii adevărul. Vorbea adevărat din Hristos, dar Petru care cunoștea Duhurile, ce a spus? Duh mut și necurat, să ieși și să taci. Și l-au scos oamenii din ținutul acela, că nu mai putea să aducă venit prin ghicitoria pe care o făcea. Ei, dacă s-ar pune și românii cu parul să scoate toate ghicitoarele și vrăjitoarele și toți razesteziști și-i trimată în America să-i razestezeze pe aia de acolo, când tăia aia-s bolnav la cap, nu noi. Noi suntem prea români și prea creștini ca să ne încurcăm. Noi avem cea mai mare razestezistă care ne umple de Duhul Sfânt și de puternica sănătate și rugăciune este cuvioasa Parascheva, frate. Se spune în tradiție că în timpul celui de-al doilea război mondial, în nopțile cu cer senin, când poporul era necaz și în strâmtorare, se arăta pe cer cu mâinile desfăcute și proteja zona Moldovei. De-aia să și spune ocrotitoarea Moldovei. Și n-au căzut bombardamente nici peste catedrala metropolitană și nu-i de 2 metri. A redit mai capacitatea. Și ați văzut, a rămas în picioare. Au luat foc moaștele la trei erari. S-a topit sicriul, a curs aurul, deci s-a topit fierul și moaștele au rămas întregi. Ce mai mare putere vrei? Sau îmi spunea cineva într-o zi, zice, păi cam stau la îndoială cu Dumnezeu. Păi dacă stai la îndoială, mergi la păscut, pentru că numai animalele au îndoială. Ele nu cred în stăpân. Dacă îi dai drumul, o ia raznă. Așa și omul. Dar vezi că și animalul se înțelepțește și a lepădat, spune undeva cântarea lui Moise. Și că cunoscuta asinul este stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci ați văzut ce frumos spune în cântarea lui Moise? Duhul Sfânt vorbește. Deci dacă animalul știe pe stăpânul său, are cum să nu-l știu eu pe Hristos? Sau îmi spunea cineva într-o zi, îmi ținea mort și clar, zice, părinte, zice, să nu-mi spui mie că e rău, zice, tot ce e cu scop de binefacere e de la Dumnezeu, că Dumnezeu poruncește să lucrezi binele. Da, binele lucrat în adevăr, nu după capul tău. Binele lucrat cu temei în Sfânta Scriptură. Binele lucrat cu temei în Sfânta Tradiție. Binele lucrat cu temei în creștinism. De ce? Faptele fără credință sunt moarte. Dositeea Ierusalimului și ăsta ce crean al Cartangelii. Afară de biserică nu există mântuire.
Deci degeaba poți să fii tu sfânt, să nu mănânci niciodată. Ați văzut și cu coanele. Fac cură de slăbire și gimnastică pe aparate, pe biciclete, pe namuști, ca să-și țină talia și să-și țină frumusețea. De aceea scrie Dumnezeu în cartea vieții că a postit cu coana cu tare ca să aibă talie? Nu, dacă ai postit pentru Dumnezeu, împărțind pâinea săracilor, cum spune Isaia, celui flămând de lângă tine să-i întinzi bucata când tu postești și te ostenești. Mai departe, s-a întâmplat din întâmplare uneori, sau din, ați văzut, tineri din ăștia care consumă mâncări ușoare ca să fie supli, gimnaștii, atleții, sportivi, fotbaliștii, ce ne scrie Dumnezeu în cartea vieții că a postit pentru treaba asta, nu? Cine nu se încununează după legile jocului pierde. Așa a spus Apostolul Pavel, lupta dreaptă am luptat și credința am apărat. Ai văzut? Deci nu că faci tu ce vrei tu, faci ce spune Dumnezeu. Dumnezeu a arătat la ce trebuie postul să iasă dracii. A arătat la ce ne trebuie rugăciunea, ca să liniștească sufletul, învățască, să îmblânzi și smerit cu inima. Și deci Apostolul Andrei n-a făcut altceva decât a împlinit cuvântul lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, când era în templu, asta în templu închis la Irod, în cetate, în palat, a venit la el Ioan Evanghelistul și cu Andrei. Și a spus, zice, tu ești sau pe altul să așteptăm? Cum putea să întrebe tu ești sau pe altul să așteptăm? Oare nu cunoștea Andrei de acum pe Hristos și pe Ioan? Ba da! Dar în legea veche mai era o rânduială. Să se țină seminția neamului. Ioan era din neam Arhierez, din Zaharia, născut din stearpa Elisabeta, cu minune. Știm că îngerul a lăsat mut până nu i-a scris numele pe tăbliță. Iosif era din oameni săraci. Maria și cu teslarul din Nazaret, care s-au înscris la Ierusalim la recensământ și umblau pe jos și l-a născut într-o iesle. Deci ați văzut, nu i-a pus antibebii de aia ca să nu facă transpirație. Deci s-a născut pe un braț de paie. Ai văzut câtă smerenie la Hristos. Și la un moment dat, ăștia s-au cam îndoit. Dar Ioan, cunoscându-le cugetul, le-a spus, mergeți și întrebați-l și aduceți-mi răspunsul. Nu că aveau nevoie de răspuns, nici vor. Știa Ioan ce știa, fiindcă îi pusese mâna în creștet la Iordan. Și a simțit când s-a umplut de darul Duhului Sfânt. A văzut când Iordanul s-a întors și a fugit înapoi. A văzut când munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Deci Duhul Sfânt a umplut inima celor curați și deodată din oameni proști și neștiutori, vânători de pește, s-au făcut vânători de oameni. Cum spune troparul, zice, cel ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubiturile de oameni slavă ție. Aia ce frumos! Dar astăzi ne trebuie un fel de apostol cu bici, ne trebuie un fel de apostol cu mitraliere, ne trebuie un fel de apostol cu par, cu din aia ca la securitate de bătut de gumă. De ce? Că omul nu mai înțelege de bună voie. Omul cu cât înaintează în știință, cu atâta intră și în prostie. Că așa se spune la țară o vorbă. Zice, carte multă și prostie multă. Din ce cauze? Pentru că cu cât cercetezi, nu-ți poți da răspuns. Cu cât intri mai adânc în Dumnezeu, nu poți să-L înțelegi. Ia să vorbim numai în trei cuvinte despre Dumnezeu. Și că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl e nenăscut, Fiul e născut, Duhul e purcesc. Dar cum o fi asta, Domnule? Poți să scrii cărți întregi că nu mai termini. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit. Ia ca ce a făcut Fiul. Și nu era încă întrupat. Deci Logosul înainte de întrupare. Și cu Duhul gurii lui toată puterea lor și Duhul Dumnezeu domnea deasupra. Iată câtă înțelepciune. Cine poate să-mi explice mie cum putea materia de sus să poarte viață în apă și cum putea materia de jos să poarte viață în apă? Și din apă, că doar ai văzut, pune tu niște sămânță într-un borcan cu apă și închide-l ermetic să vezi încolțesc, nu încolțesc. Trebuie porunca lui Dumnezeu, apa cea mai presus de tot izvorul gânditor a apei celei trecătoare care izvorăște din izvoare și o pune Dumnezeu cu cumpăna pe voi și pe dealuri ca să fie la hrana dobitoacelor și la verdeață în slujba oamenilor. Este vorba de apa puterii celei harice. Este vorba de toate energiile necreate ale Duhului Sfânt. Cum spunea Flammarion odată într-o carte. Zice, tot pământul dacă ar fi cuprins de apă, la un metru deasupra nivelului obișnuit al terestrului, deci a scoarței terestre, ar trebui nu știu câte miliarde de herghelii, de cai, ca să poată să care apa aceasta și să o ducă. Adică cai puternic. Și zice, un soare puternic într-o oră jumătate o evaporă toate. Deci ia ca puterea lui Dumnezeu. Unde să duci tu
kilometri întregi de metri cub de apă, cu cai putere ce ar trebui pământul terestru să fie de vreo 360.000 de ori mai mare, ca să poată să trăiască și să hrănească aceste dobitoace, să asigure acea forță motrice de a elimina apa de pe suprafața pământului. Și Dumnezeu trimite Duhul Lui și toate se ridică ca un aur. El a pus și norii, El a pus și soarele, și stelele, și lumina, și te găsești un idiot cu capul cât o, dacă ar fi un fir de mac. Pământul e nimic înaintea ta, spune Isaia. Și te găsești tu, spune tot Flamarion în carte, zice, o, zice, înțelepți de peste Rin, zice, care v-ați înălțat pe planeta cât hârful de mac în universul lui Dumnezeu și v-ați ridicat pe coate și genunchi și strigați unde ești ca să-ți trag cu palma. Ce să-i faci tu lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu te suflă, nici nu existi. Acuște doar într-o coastă sau în vârful capului și ai rămas. Te-ai dus la cimitir. Unde-i capul lui Iorga, unde-i capul lui Macedon, unde-i capul lui Aristotel, al lui Platon, al lui Newton, al lui Kepler, unde-s? De când a putrezit, pe cine mai doare capul de știința lor? Dar de sufletul lor ea ca doare. Oare s-au mântuit? Aia e minunat. Ce va da omul schimb pentru sufletul său? Ei, Andrei a înțeles acest lucru și nu s-a căsătorit, s-a făcut următor al lui Ioan, când a văzut că Ioan este desăvârșit, dar sunt alții mai desăvârșiți decât Ioan, l-a lăsat pe cel ce este să micșora și s-a dus pe cel ce trebuie să crească și a urmat lui Hristos. Dar a urmat lui Hristos cu credință, nu cu tăgăduință. Deci când s-a pornit pe drumul spre Hristos, cel ce vine după mine să se lepede de sine. S-a lepădat de sine până la moarte pe cruce ca și Hristos. Nu s-a întors întristat, deși păzise poruncile din tinerețe. Doamne ferește! A să vorbim noi odată o poveste frumoasă, făcând o analogie, dar să ne pice o duminică asemănătoare, că nu putem să deviem noi subiectele. Și ai să vezi că fiecare om se întoarce întristat ori de câte ori merge la biserică și aude că trebuie să facă pravila și canon. Tot de atâtea ori se întoarce fiecare om întristat când aude că trebuie să postească. Tot de atâtea ori se întoarce întristat când aude că trebuie să se roage. Tot de atâtea ori trebuie să întoarce întristat când aude că nu are voie să curvească. S-a supărat un domn, nu știu cine este el, numele lui, și vorbea în stația de autobuz în timp ce plecau de la predică, de la biserică, spre Iași. Și, mă rog, câte nu vorbesc oamenii după ce ies din biserică, doar au ieșit din Ierusalim, se duc din nou Ierihon, asta să știe. Zice, mă, popa ăsta, zice, n-are act, zice cineva de cojocul lui, că ne-a făcut harmăsare azi la predică. Dar ce treabă are el că ne-a măsurat noi? Dar femeile noastre. Nu-s femeile voastre, vă, salu Dumnezeu. Sunt evele cele noi care aduc viața, nu sale voastre, că nu le-ați făcut voi. Să-mi arate un bărbat care a făcut el pe femeia lui. Să-mi arate când a zămislit-o, când a crescut-o, când i-a pus înțelepciunea, când i-a pus capul pe umeri, ochii, părul, nasul, gura, măsările, când i-a pus picioarele și degetele și ficatul și stomacul în ea. Și să spună că e a mea. Nu e a ta, bă, e a lui Dumnezeu. Ai luat-o cu năimeală de la Dumnezeu prin taina cununiei și prin puterea tainei cununiei ți-ai atribuit-o ție. Da, apostolul te lasă să-și faci de cap și să curvărești cu ea și să o duci să facă 40 de avorturi și 50 de desfrânări în post și peste sărbători. Nu, s-a spus așa, să iubească bărbatul femeia precum a iubit Hristos biserica. Ai văzut ce-și cere? Și s-a supărat bietul bărbat acela. Cred că nu mai fi venit la biserică. Dumnezeu să-l ierte. Deci așa că judecați cât vreți, dragă, dar judecați după Scriptură, nu după capul vostru. Că a spus Dumnezeu, judecățile mele de voi, fii oameni, ca cerul de pământ și ca răsăritul de apus. Deci una e judecata lui Dumnezeu și alta e judecata oamenilor. Pentru că ce se întâmplă dacă ar ține cont Dumnezeu de tăți nebuni? Ai vedea numai morți pe stradă și cu capul spart, dar Dumnezeu știe ale Lui. El știe că trebuie omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Scriptura spune. Un alt lucru ce trebuie să vă rămână în minte de la sărbătoarea Sfântului Andrei. Pentru că este un apostol al românilor, deci s-a învrednicit și ne-am învrednicit să ne plămădim dintr-un pământ curat. Să știți, noi n-am avut niciodată pe pământul ăsta românesc nici hinduși, nici budiști, n-am avut nici mahomedani. Au vrut să ne facă mahomedani, au vrut mulți. Auzi ce spunea Mahomed al doilea, că s-a mai 100.000 de ostași ca Luxemburg și aș cuceri toată Europa. Fără răbdare, dacă n-ai credință. Trebuia să te rogi și îți da Dumnezeu 120.000. Dacă nu știa să lucreze poruncile. Mai departe, alții care rânjesc la pământul Moldovei și a țării românești. Ce spunea ăștia istorici, Iorga și cu Giurescu, zice. Pământul acesta românesc este țesut de oasele și de sângele și de carnea
celor căzuți pentru apărarea Lui. Că zice, românul nu s-a luptat pentru bani și pentru aur. Românul nu s-a luptat pentru domenii și pentru teritorii. S-a luptat pentru piatra de mormânt a moșului și a strămoșului său. Nu l-a legat, zice, pe el averea, nu l-a legat pe el mărirea, zice. Și spune undeva frumos, iarăși un comentariu în descrierea Moldovei, zice, că venind un străin și intrând în ținutul Moldovei, a stat la masă cu domnitorul din acea vreme. Zice, am intrat într-o sală mare de piatră, unde fițele oamenilor erau vesele, pe invers radical, cât de triste arătau și sumbrii pereții. Dar, zice, am văzut în Moldova ceva frumos și minunat, zice. E mare minunăție, zice, că este un soi de oameni, le spunea nouă de atunci, nu vouă de astăzi, celor de atunci. Zice, un soi de oameni care acu râd, acu plâng. Zice, acu îi vezi veselindu-se la nunțile lor și acu se taie în sabie. Deci ai văzut? Rămânea femeia acasă și creștea copilul și prășa țarna și vatra și o curăța și ostașul lua arma și ducea și se lupta, nu stătea. Acum dacă vine un război, te spapă lapte și au pus cercei urechi sau legat la cap de proști că li se împrăște mintea pe stradă, îți prind tramvaie, îți la jocuri electronice, ce armată să faci cu idioți de ăștia? Ce să mai aperi țara? Dacă ar mai veni un război cu sabia, trebuie să-i omori întâi pe ăștia să nu te împiedici de dâns, ascunși prin păduri, prin subsoluri de blocuri, prin beciuri, acolo îi găsești. Ăștia nu-s bărbați din ziua de astăzi, ăștia sunt mămăligați. Nu-i credință, nu-i frică de Dumnezeu, nu-i rugăciune, nu-i post. Cum să-și apere el o palmă de pământ pe care s-a născut, dacă el nu-și apără pe Dumnezeu care l-a făcut? Nu-și cinstește Dumnezeu care i-a pus mintea și ochii în cap. Ce să mai lauzi și să mai aperi pământul pe care îl faci? Să-l vinde de pămană, să-l dă la roc. La noroc îl vinde, îl pune la popice și la table și la barbut. Așa îl vinde pământul. Deci trebuie să fim atenți și să păstrăm în primul rând credința apostolică, apoi să păstrăm tezaurul credinței. Oare v-ați pus vreodată întrebarea, mai există țară mai presărată cu mănăstiri și schituri ca pământul românesc? Doamne ferește! Auzi ce spunea în descrierea Moldovei Cantemir. Zice, foșnesc pădurile de pusnici. 180 de mănăstiri de lemn și piatră afară de schituri care nu au număr. Și gândiți-vă, oare mai există undeva în Europa la ora actuală o mănăstire cu 5 sau 600 de călugărițe ca la Văratic sau 700 ca la Agape? Nu există, fraților, puteți să căutați toată țara asta. Am văzut Grecia, cea mai ortodoxă țară care se afișează că ar fi cea mai dreaptă dintre toți. Mănăstire e cât un oraș, cât un cartier și are 3 călugări. 2, 1. De ce? Că tinerii au luat o raznă, s-au necat în accident. S-au pornit la accident și au căzut în accident. Da? Asta s-a întâmplat. Deci nu mai e frica lui Dumnezeu și dacă mama naște numai unul și restul la morgă, la ginecologie. Dacă tinerii nu mai nasc niciunul când nu au lux, nu au făcut luna de miere, nu și-au luat mașina, nu și-au cumpărat avionul, nu și-au luxat apartamentul, nu au nevoie de copii. Și ia ca să mulțesc țiganii și să suie în capul vostru. Deci mâine, poi mâine, o să vezi numai de ăștia negri. O să te întreb, dar ce au făcut vrei românii? Au spart undeva un furnal de sau negrit în halul ăsta? Să negresc ăștia, să mulțesc, ăștia șmecheri, urmăresc viața și politic și economic. De ce? Pentru că n-au credință, dar știu ce vor. Noi nu avem nici credință și nu știm nici ce vrem. Mâine, poi mâine ne condamnă alții. Și spunea Eminescu, zice, să-i mănânce inima câinii celui ce-am drăgit străini. Deci cu ei drag cu musulmanul, cu ei drag cu brahmanul, cu ei drag cu yoginul și cu budistul și cu zenistul și cu rajestezistul, cu ăla să aibă parte, iar cu dracii. Deci să nu mai aibă parte de biserică, cum se spune în tradiția poporului. Să meargă acolo unde și-a rânduit locul de o sândă veșnică, pentru că ce se întâmplă? Apostolia cu sânge s-a făcut. Biserica pe sânge s-a clădit. Biserica cu sânge s-a sfințit. Biserica cu sânge s-a păstrat. Citiți viețile sfinților, voi vă cumpărați ziarul. Avem o conducere atât de bolnavă în țara asta, 70.000 de ziare pline numai de reclamă. Nu găsește altceva decât titluri stricat tonul de pomană și hârtia, tăiați butuci de pomană din pădure. Dar nu să găsește un idiot să spună, bă, proștilor, fă un ziar pe săptămână și nu mai pune toate porcările. Fă caiete la elevi să învețe, dă-le de pomană. Fă cărți cu viețile sfinților și le dă de pomană. E un ziar azi, l-ai citit, l-ai rup și îl pui la foc. Ce face omul cu el? La maculatură. Nu-i păcat, nu-i atâta iroseală. Nu-i atâta lucru pierdut, dar dacă nu-i cap, îi vai de picioare, că așa spune peștele de la cap să strică.
Și atunci mă întreb eu, ce să citiți viețile Sfinților când aveți 24 de ziare numai Iași? Păi dacă te mai interesați din celelalte orașe, ai 100 de edituri și spun aceeași minciune. Mai departe, ce să te intereseze pe tine? O carte de citit sau o icoană, când tu ai pe icoana lui Sarsail în casă în toată vremea. La emisiunea spirituală închis, că i-a burit apartamentul și nu să ardă ceva, dar când îi pornografii și porcăria alea, poți să le urmărești. Deci vezi cum chime dracu pe om. Vezi cum își pierde omul sufletul, ia că așa se duce de râpă. Așa se naște necredința, așa se naște nefrica de Dumnezeu, așa se naște ateismul, așa se naște comunismul, așa se naște sălbăticia. Pentru că nu înseamnă, omul fără credință înseamnă dobitoc sălbatic, a spus David. Și s-a asemănat cu dobitoacele fără de nimic. Omul care nu are credință în Dumnezeu îți dă în cap pe stradă, îți ia poșeta. Omul care nu are credință în Dumnezeu îți dă în cap în stradă la tramvai. Omul care nu are credință îți dă în cap în magazin. Omul care nu are credință te omoară în casă. Nu vin femeile și să plângă, beau și fumează și înjură. Nu vin bărbații și să plângă, sar copiii la ei și nu ascultă. Ia ca ce aduce necredința. Deci care purtați numele de Andrei, nu ungeți ușile cu usturoi să nu vă prindă stirigoi, că voi sunteți stirigoi. Puneți mâna și vă rugați. Puneți mâna și citiți acatistul, pomeniți și cinstiți numele acestui Sfânt și cine are numele de Andrei să aibă și icoană în casă. Deci, măi, cum mă rog la împăratul Constantin dacă femeie mă cheamă Constantin și n-am icoană? Cum mă rog la Sfântul Andrei dacă n-am icoană? Cum mă rog la Sfântul Andrei dacă eu nu știu o rugăciune sau ceva din viața Sfântului Andrei? Sigur că tinerii o iau razna la alte feluri de învățături când ei nu-și cunosc de fapt ce e ortodoxie. Ei nu știu cât e de frumoasă. Eu stam și mă gândeam chiar astăzi, făcând liturghia în altar, când cânta la strană, într-o parte, prin postul mare. Zic, oare știu sectarii cât e de frumos ăsta și câte lucruri ascuns are el? Habar n-au, frate! La ei atâta știu. Bani, dolari, hă-hă-hă și tralala și dă înainte. A, nu se face așa biserică dragă. Scriptura are în ea mii de cuvinte și unul nu se bate cu altul cap în cap. Toate sunt legate, ați văzut, exact ca firul de mohair, de fin și de subțire și tot cu fos. Ei, așa e și cuvântul Scripturii. Stă exact ca firul de ață. Curge! Și dacă te-ai prins de fir, nu greșești niciodată. Ia-te de firul Scripturii și ține-te tot timpul de el să vezi, dai în stânga sau în dreapta să greșești. În veac nu vei greși. De ce spune acolo? Iisus era cu frica de Dumnezeu să abate tot omul de la rău. Mai departe, și că adu-ți aminte de cele de pe urmă și în veac nu vei greși? Ai văzut? Deci, frica de Domnul, începutul înțelepciunii și dragostea de săvârșirea. Deci, ai văzut cum să ajunge la Dumnezeu? Că unii vin și spun, mi-a plăcut în contemplare despre care a spus Părintele Stare. A spus că, într-adevăr, Dumnezeu luminează pe duhovnici ca să spună omului ce îi trebuie. Nu-l luminează, știți de ce? Nu ca să-l contrazic pe el, ci ca să vă spun vouă de ce. Că nu veniți ca să luați cuvânt de folos. Veniți ca să vă aflați în treabă. Ei, câți nu i-am spovedit eu până acum? Și după ce au venit în biserică și au știut și mi-am bătut gura 2 ore și 3 ore și 4 ore și 5 ore și e o bucată, sunt 5 ani de când tot lătrăm aici de una. Dar a băgat ceva în cap, tot se mai duce și se uită în cafea, că stă dracul în fundul ceștii. Tot se mai duce acasă și mănâncă carne, miercurea și vinerea. Tot se mai duce și se ceartă cu vecinul. Tot trebuie să omoare găina lui cumătru, că i-a trecut peste gard. Tot trebuie să ducă să certe cu socul sau cu soacră sau cu mamă sau cu fată. Tot trebuie să mai ducă o leacă cu bârfa din sat. Tot trebuie să ducă o leacă la un parastas sau la un praznic să vadă ce se mai spune noutăți. Tot trebuie să se ducă acolo. E o chichiță, domnule, e un drac care l-a înșurubat pe om așa fin și l-a prins în mreaja păcatului. Și atunci degeaba îi dai cuvinte de folos. Ați văzut și tineri, sunt pline bisericile de tineri. Eu nu sunt împotrivă, dar sunt așa de căscat și nu știu ce vor. Îți pun o mie de întrebări fără sens. La un moment dat numai nu te întreabă, dar părinte, nu faci o minune? Să văd și eu că există minuni. Păi cum să-ți fac, mă, minuni? Dar ce, eu îți fachir, îți vrăjitor? Minunea este că ești tu credincios. Minunea este că te împărtășești. Minunea este că te-ai spovedit. Spovedesc într-o zi o cucoană de asta, de la teologie, de prin anul 4. Și îmi spune, după ce o spovedesc și vorbesc vreo 2 ore, mă rog, na, e fată de la teologie, cum să nu-ți permiți să discuți frumos și pe detailat. După ce termin tot de vorbit și vin aici și dau sfintele, când să plece, ce nu-mi dați un cuvânt de folos? Dar ce boală am făcut 2 ore jumătate cât mai ținut de vorbă? Nu cuvânt de folos ți-am dat? Ce cuvânt de folos să-ți mai dau? Fă-te ce ți-am spus până acum. Ce cuvânt de folos să-ți mai dau? Ei, Dumnezeu ridică harul. Părinții pustiei de demult și a patericului, ai lapsa iconului, ai limonarului, ai
patericului sinait, ai patericului rus, atonit și egiptean. Nu vorbeau 4 ore cum vorbim noi aici de la ora 10 și acum e 1. Nu! Știi ce făcea? Vin la Sfântul Antonie, după cuvânt de învățătură. Și că, Antonie, ce școală ai făcut tu? Și auzi câtă filozofie. Cerul și pământul. De ce a spus vorba asta? Că asta e cerul și pământul, e școala lui. Din pământ ești, în pământ vei merge. Și trebuie să-ți aduci aminte că vei muri. Din cer ți-a venit sufletul și acolo trebuie să te ducă. Iată toată teologia morală. Ai văzut? Nu sta să-i explice. Vin alți ucenici și îi întreabă Sfântul Antonie. Vă puteți ruga? Nu ne putem ruga. Puteți răbda ispitele? Nu putem răbda ispitele. Dar măcar puteți să nu răsplătiți cu rău celor ce v-au făcut rău? Nu putem. Fiule, fă-le mâncare, dă-le să mănânce ca să nu zică că au venit degeaba până aici. Păi aia nu, aia nu, aia nu. Roagă-te atunci ca să-ți vină mintea la cap. Ce cuvânt de folos? Ce? Cum pot să-ți dau eu ție cuvânt de folos din dogmatică când tu nici nu știi cele mai elementare norme? Sau ce să te învăț eu despre Dumnezeu când tu nici nu știi cum te cheamă pe tine? Că toți! Mare întâmplare este acum după Revoluția asta că a apărut cărți, ați văzut câtă carte este. Dar tinerii și oamenii noștri intelectuali și de rând n-au înțeles că ortodoxia nu trebuie citită, trebuie trăită. Astea sunt într-adevăr tezaure, că au făcut comuniștii și le-au ars cu căruțe, le-au ars căruțe întregi de cărți, frumoasă, tipărită în tiparnița de la Neamț, în tiparnița de la Târgoviște, în tiparnița de la Casa Dosoftei. Au fost cărți tipărite, Doamne, Doamne, mai sunt și acum, patrimoniu vechi. Dar ce se întâmplă? Au fost trăite, dragă. Părintele Cleopa n-a studiat, a trăit. Ioanichie Moroi n-a studiat, a trăit. Antim Găină n-a studiat, a trăit. Nicodim Mândiță n-a studiat, a trăit. Vicente Mălău n-a studiat, a trăit. Paisie Olaru n-a studiat, a trăit. Avea 4 clase, dragă. Avea 4 clase, nu dreptul. Nu făcuse nici yoga, nici zen, nici răzestezie. Păștea oile mănăstirii, grija de bolnavi, scărpina pământul să crească 3 buruienele, acolo făcea o grădinuță de zarzavat și zicea Doamne Iisus. Ai văzut ce știa să facă? Și i-a dat Dumnezeu darul înțelepciunii pentru smerenia lui. Ați văzut la pateric, când ăla credea că știe toate și nu vrea să întrebe. Și în momentul când i-a luat Dumnezeu mintea, numai nu știa. Și la un moment dat a zis, măr să întrebe fratele. Ai văzut ce înseamnă smerenia? Deci aici se referă cuvântul lui Dumnezeu la darea cuvântului de folos. Când tu nu-ți poți explica singur un lucru și crezi că nu-l faci bine, și din smerenie te duci să întrebi pe duhovnicul tău, atunci Dumnezeu într-adevăr îl luminează pe duhovnic ce să-ți răspundă. Dar dacă așa de dragul lele mergi tu ca să-ți ispitești duhovnicul să vezi ce-a mai citit, dacă e la curent cu ultimile scrieri sau tipărituri, asta nu, niciodată. Duhovnicul își pierde timpul cu tine, tu cu el și amândoi dați răspuns de cuvântul trecut în deșert. Deci numai cine a postit și s-a împărtășit și s-a rugat și a păstrat strict învățătura duhovnicului, și aici iarăși vă fac o paralelă, iarăși vă aduc aminte, pentru că eu mai întâlnesc și poate că întâlnesc și alții. Vin unii cu întrebări atât de banale și de simple la duhovnic. Părinte, cum să mă îmbrac astăzi? Părinte, să mă duc la nunta cu tare? Să mă duc la masa cu tare? Să mă întâlnesc cu prietenul cu tare? Dragă, evită păcatul și mergi pe unde vrei. Scrie undeva că duhovnicul trebuie de acum să-și lase treburile lui mănăstirești și să te supravegheze pe tine prin umbli și ce faci? N-am găsit așa ceva. Duhovnicul analizează stările păcatului. Ai fost la discotecă, da? Pe duhovnic îl interesează dacă te-ai pipăit, dacă te-ai strâns în brață, dacă te-ai pupat, dacă te-ai desfrânat și dacă ai sărit ca dracu. Aia îi spui lui. Dar poți să mergi frumos la discotecă, uite așa, și spui, uite cât îți de proști alții cum s-ar. Și aia nu înseamnă că ai făcut păcat, aia înseamnă că ești filozof. Deci ai văzut? Deci duhovnicul te admite într-o treaptă superioară de duhovnicie și îți spune, mai încearcă, mai cercetează și vezi. Da, uite că s-au plictisit să duc afară. Deci, un alt lucru care trebuie să vă rămână în cap, cine poartă numele de Andrei să aibă faptele lui Andrei. Adică, măcar să fie creștin mediocru dacă nu de clasa întâi. Adică să știe ce înseamnă postul post și rugăciunea rugăciune. Iar pentru cei care sunt repausați, ați văzut cum este tradiția la mănăstiri și cum se obișnuiește. În postul Crăciunului și în postul Paștelui se fac pomenirile morților. Deci, mulți întreabă și nu știu. 40 de sărindare, 40 de panacis, 40 de parastase sau 40 de liturghii este același lucru. Nu mai sunt diferite denumirile.
Le spune parastase că e din grecește sau din rusește, le spune panaciza din același lucru, le spune liturghii, că de fapt liturghii în sine sunt, și le spune sărindare, tot de la ceva un cuvânt străin. E o împrumutătură în ortodoxie, sunt sigur de treaba asta. Dar același lucru înseamnă. Deci, ai plătit pomelnicul când a început postul, iar când s-a sfârșit, faci acea colivă, acel colăcel și acea lumânare și dai din pomană tu la cine ai vrut când se face ridicarea. Deci asta este tot, ca să știți. Iar cei ce pomenesc morții au trei avantaje. Una, dacă moștenești, să spunem, ceva de la mortul respectiv și îl pomenești, ai liniște în casa respectivă. Dacă stai în averea lui și el stă în munca iadului și nu are liniște, nici casa ta nu merge bine. Bătaie, ceartă, neînțelegere, dezmărți, harababură, necredință, desfrânare, nepăsare. De ce? Morții blastămă de acolo de unde sunt. Ați citit odată cartea Părintelui Cleopa ce zic morții despre ce vii? Și că blestemați să fiți copii că ne-am pierdut vremea crescându-vă pe voi și grijându-vă să aveți pe toate și am pierdut sufletul nostru. Iar când ajung și copiii și mor și merg în iad, fiindcă răul se transmite din generație în generație, atunci se împlinește blestemul invers. Încep copiii să blasteme pe cei morți. Am citit-o eu personal din cărțile Părintelui Cleopa. Zice, blestemați să fiți părinți că ni le-ați dat pe cele lumești și nu ne-ați deschis mintea la cele duhovnicești. Că acum și voi și noi ne ardem în flăcă. Ai văzut? De-aia trebuie să-i pomeniți pe morți, ca să-i scoatem cu rugăciunile din iad. Pentru că între biserica luptătoare și biserica biruitoare este acea legătură strânsă. V-am spus, e o verigă. Și veriga constă în trei lucruri. Să știți, prima verigă. Dumnezeu, Duhul roșatru, trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat. Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și pe robii tăi adormiți, Gheorghe, Andrei, Ion, Vasile, cu tot neamul, de tot ce au greșit cu lucru cuvântul, Dumnezeu să ierte. Îmbrăcat în veșminte, la liturghie sau la parastas, când preotul spune Dumnezeu să-l ierte sau să ierte, în clipa aceea sufletul căruia i s-a făcut pomenirea, dacă Dumnezeu i-a primit prin osul și a socotit că este de ajunsă rugăciune pentru eliberarea lui, el zboară la cer, sub formă de porumbel. Când ai avea eu timp, am să vă spun și istorioara cu porumbeii de la iad. Mai e până atunci. Altceva. A doua verigă. Doamne, cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul treilea apostolului, s-ai trimis acela nu lua de la noi, ci noiește nouă. Și fă pâinea aceasta cinstit trupului Hristosului Tău și cinstit sângele Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin. Dar de ce prefăcându-le? Când se termină proscomidia dimineața, lângă trupul lui Hristos, pe Sfântul Disc, sunt grămezile de părticele la vii și la morți pe care babele le vor acasă în trăistuțe. Acasă mâncați grăunță fierte, grâu muiat, nu părticele. Pită, ceai. Deci părticelele rămân ale preotului ca să le pună în dumnezeiescu sânge, ca sufletul lui Andrei, Ion, Gheorghe și Vasile mort, în clipa când atinge de pe Sfântul Disc sângele transformat din potir, euharistic, fostul lui înger păzător, care nu doarme, are treaba lui, are Dumnezeu niște rânduieli, nu făcute cu electronică, făcute cu cap, iluminat în Duhul Sfânt, deci energie necreată. Ia îngerul euharistic, acea părticică îmbibată în Sfântul Sânge, și când preotul spune, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit. Imediat fug îngerii în iad și duc la picioarele lui Dumnezeu părticica pentru mortul respectiv pe care tu îl pomenești. Și el se mai ridică cu un pic. Știți povestea? Odată l-a văzut preotul în flăcări până la gât, odată până la brâu, odată până la genunchi și când mai erau ultimile șapte liturghii, a spus, zice, părinte, părinte, termină ca să ies de aici. Și când a făcut a 40-a liturghie, vă aduceți aminte, când v-am povestit-o eu cu vreme urmă, a venit și s-a pus sufletul în chip de porumbel pe Sfânta Masă, pe chivot, și a zis, zice, părinte, mă cunoști, eu sunt Ion de la Baie, căruia i-ai făcut 40 de liturghii. Deci ai văzut de ce se face sărindarele și parastasele? Tocmai de asta. Să vadă Dumnezeu că mortul și-a lăsat urmași în urmă care să-l pomenească. Exact ce discutasem noi adineauri cu vreo câteva duminici în urmă când bogatul striga la Avram. Trimite un mort la frații mei să le spună să mă pomenească, să se îndrepte și ei cu viața. Nu. Au Scriptura, au pe Moise, au pe proroci, au pe popi la biserică, au pe episcopi. Au stainele în biserică spusă, lasă, poți degeaba trimiți morți, că nu se pocăiesc. Dacă n-ascultă ei de aștia ce văd, de ce nu văd, nici atâta n-ascultă. Și asta, de fapt, ăsta e adevărul, nu e o minciună. Deci așa că în momentul când aveți morți, să-i cinstiți nu cu căruța de colaci. V-am mai spus odată, o mare prostie în biserica ortodoxă, cine a inventat-o, de acum închip idolatru.
De ce spun idolatrie? Mortul nu bea și nu mănâncă. Să fie clar, am spus odată. Se aduce în chip simbolic. Colacul sau pâinea care se aduce înseamnă trupul lui Hristos și trupul mortului. Pentru că sunt o comuniune. De la Hristos s-a născut omul respectiv și din porunca lui s-a zămislit. Coliva sunt sufletele celor adormiți din tot neamul cel adormit. Pentru că tu, când spui Gheorghe cu tot neamul, acolo intră măsa, mătușa, nănașa, măsa, lunănașa, mătușa, lunănașa, bunica, lumăsa, lunănașa. Deci se duce până la Adam. Nu știi tu pe cine pomenești, că tu pui 3-4 nume acolo. Iar vinul pe care îl pui este pausul pe care se vorbește la Baruch, capitolul 9 în Sfânta Scriptură, cum v-am explicat de 1000 de ori, să frângem pâinea și vinul pe mormintele părinților noștri în amintirea celor ce au căzut greșind în Babilon. Hai să vezi acolo în Scriptură, caută tu acasă, nu stau să-ți explic eu acum. Deci vinul este apausul sau apa îmblânzirii dumnezeirii, pentru că din vin, din viță, se face rodul sângelui lui Hristos și el spală, cum spune acolo la psaltire, prorocul David în psalm, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Cum poți să te spele? Prin pocăință, prin lacrimi și prin euharistie. Dacă se atinge părticica celui mort de sângele euharistic, nu se spală păcatul lui, cum spune Isaia, mai alb ca carmâzul și de va fi ca catranule voi albi mai mult decât zăpada. Deci vezi? Asta înseamnă, ca să știi, nu te apuci tu și tai vaca, scoți 50 de chile de țuică, te apuci și dai bănci de pomană, paturi de pomană, și mortul doarme pe pat și pe bancă, fă-i rugăciune, mamă dragă, stai cu burta pe psaltire, când se rupe o psaltire, dă-o la maculatură, cumpără alta, când se rupe a doua psaltire, a treia, a patra, a cincea, ia viețile sfinților. Ia un acatistier și când se aruncă acatistierul de rugăciune, atunci Dumnezeu te-a și iertat. Și l-a iertat și pe el la moarte. Ai bani așa și n-ai ce face cu ei și faci pomană, să vadă satul că te fălești, că ești mândru. Alea nu-s pără asta, alea înseamnă jertfă cu păcat, ca a spus Dumnezeu în Scriptură. Nici sânge de țap nu voi bea și nici carne de taur. Ca mele sunt roadele țarenii și toată plinirea ei. Adă mie jertfa rugăciunilor tale și va fi jertfă bine primită. Ai văzut ce înseamnă? Deci, de asta vă spun, care aveți suflet și vă gândiți că trebuie să muriți, gândiți-vă că trebuie să vă rugați. Și ca să spargă această, deja v-ați închis, v-ați înfierbântat, ca să spargă această frică, vă aduc aminte atâta. Dumnezeu e așa de bun și de blând, e așa de cum se cade și de iubitor, nu vrea nici să postiți mai mult decât se poate. La bătrâni le dă voie sâmbăta și duminica, dacă au 70 de ani, la un pic de lapte sau brânză. La un bolnav îi dă voie la un de lemn și o leac de vin și pește. La un copil, dacă e la școală, îi mai dă voie la o bucată de brânză sâmbăta sau duminica. Nu vă omoară, că postul nu e o virtute. Dacă îmi vede de ăștia leniși, exact ca pădurarul și Dumnezeu, ascute-ți pușa, o trece prin foc și ți-o și înfinge ca să te trezești. De ce? Că vede că ești leniș. Dar nu-i rău, e cum să cade, e atât de bun că dacă ar fi să ne pedepsească, de mult eram morți. Dar el urăște păcatul și iubește pe oameni. Și dacă n-a iubit pe oameni, nu ne lăsa Sfânta Liturghie. Nu ne lăsa darul apostolilor să ne încreștineze. N-a spus apostolilor, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Vă voi trimite Mângâietorul care de la Tatăl purcede. Ai văzut ce frumos spune? Deci nu ne-a spus că ne trimite bani, nu ne-a spus că ne trimite pachete, nu ne-a spus că ne trimite dolari și mașini din străinătate. Am să vă trimit Mângâietorul și dacă avem pe Duhul Sfânt, avem de toate. Și putem respira, și putem lucra, și putem mânca, și putem dormi, și veni și la biserică, și putem și să cântăm, și să putem și să râdem. Deci de toate le-a lăsat Dumnezeu, dar le-a pus măsură. Toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos. Ai văzut? Nu te îngrași 100 de grame de carne, dar nici nu te slăbește 200 de grame de orez făcut cu un de lemn. Nu te îngrașă 1 litru de vin, dar nu te prostește 100 de grame. Ai văzut? Deci nu scrie în Scriptură nu bea, nu scrie în Scriptură nu mânca, nu scrie în Scriptură nu dormi, nu scrie în Scriptură nu te îmbrăca. Scrie așa, nu curvi, nu fi lacom, nu fi avar, nu fi bețiv,
și nu fi desfrânat. Ai văzut? Spune patima urmării păcatului în sine, nu lucrarea. Pentru că toate sunt lăsate de Dumnezeu din dragoste și bunăvoință. Eu sper că ce v-am spus să vă fie suficient și de folos. Cred că nu-i mai nevoie să vă învăț eu cum să-l cinstiți pe Andrei astăzi acasă. Cinstiți-l cu câte un pahar de vin, că așa e dezlegarea azi că e sâmbăta. Cinstiți-l acolo când ajungeți în casă cu câte o bucată de anafură la toți cei din casă, ca să știe că ați venit de la biserică. Cinstiți-l cu o icoană pusă acolo la răsărit. Cinstiți-l cu o bucată de pâine la vecinul care poate n-are nici ce mânca sau e mai sărat ca tine. Și, în final, cinstiți-l cu faptele de creștin. Ca atunci când vom muri, să poată să spună și Hristos, cum le-a spus și apostolilor. Au zis apostolii la un moment dat că ei nu mai putea face milostenie. Și că, Doamne, noi am lăsat pentru Tine și casă, și mamă, și tată, și țarine, și frați, și surori. Cu noi ce va fi? Noi nu mai putem face milostenie, nu mai putem lucra nimic din ale lumii ce ai poruncit până acum. Și El mi-a spus cu dragoste, băi copii, bucurați-vă că sufletele voastre s-a scris în Cartea Cerurilor. Ce mai mult de așa? Sau le spune în altă parte, zice, Petru era foarte îndrăzneț, își permitea fiind prieten cu Dumnezeu. Ce, Doamne, dacă bogatul nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, păi cu noi ce va fi? Petre, cei cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Știe Dumnezeu că te cerți. Știe Dumnezeu că n-ai răbdare. Știe că ești știut, știe că ești puturos, știe că ești leneș. Dar știe că dacă vrei și poți să fii și mai puțin rău și mai puțin leneș. Deci știe că poți să te și străduiești. Deci fiecărui i s-a dat harul pe măsura darului. Sau darul pe măsura harului. Cum vrei să faci. Deci dacă te-a făcut sănătos și ai putut învăța două facultăți, trebuie să înveți și o rugăciune pe de rost. Dacă te-a făcut om frumos și te-a ales sau ți-a ales cea mai frumoasă cucoană, trebuie să știi să-ți alegi și o sfântă frumoasă să te rogi la ea să-ți păzească casa sau un sfânt frumos. Deci Dumnezeu vrea să împletești socialul cu moralul. Și dacă socialul cu moralul le combini cu duhovnicescul, iese un fel de aia, cum a spus Dumnezeu. Eu vreau ca tot să fie una. Deci fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Amin. Amin.